În lipsă de precipitații, incendiile de vegetație continuă să le dea mari bătăi de cap pompierilor din întreaga țară, care numai în ultimele 24 de ore au stins alte 30 de focare. Cele mai mari două incendii au fost înregistrate în localitatea Budești, suburbia municipiului Chișinău, și la Porumbești, raionul Cantemir, unde focul a nimicit câte 8 hectare de iarbă uscată. De intervenția salvatorilor a fost nevoie și în localitățile din raionul Rezina, Drochia, Soroca, Leova, Basarabeasca, precum și la periferia municipiului Bălți. În acest context, pompierii avertizează repetat cetățenii să nu aprindă iarba și gunoiul menajer, deoarece în condiții de vânt și umiditate redusă, focarele se pot răspândi cu repeziciune. Potrivit DGSU, de la începutul anului, incendiile de vegetație au afectat peste 9.000 de hectare din toată țara.